Iată-ne, estimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghimp. Invitatul nostru de astăzi e Mircea Ioan Moloț, președinte al de județul Hunedoara. Am discutat în prima parte a emisiunii despre o mulțime de lucruri. Tema este cu cărțile pe față. Văd că domnul Moloț este cât se poate de deschis. Chiar a venit cu cupoanele de pensie nesimțită. Mărturisesc că m-ați surprins în momentul ăsta și eu mă așteptam să aveți o pensie mult mai mare decât cea pe care ați avut-o acolo. Am rămas dat tortele spectatorilor cu bonul de 3.000 de lei. Sunt convins, așa cum mă cunoașteți și ne cunoaștem, că vor exista destule persoane care o să spună: bă, dar de ce nu arăți pe alaltă mare? Care? Dar chiar mai este vreuna? Nu am, domnule. Deci asta este singura mea pensie. Singurul meu cupon de pensie. Și să se intereseze la poștă, la nu știu care, pe unde, cine le dau. Da. Deci fac această precizare ca să știe toată lumea. Sigur că da, din ăștia cartelați și conturi false vor face conturilor false. Dar pentru lumea care gândește puțin, o spun cu sinceritate. E singurul cupon de pensie care vine. De venit. Nu mi este singura sursă. Mai aveți și normal. Alte surse. Aveți animale, aveți normal. O fermă. Exact. Chestiile și mi-asigură un venit în așa fel încât să-mi permit să 30 cent. O drog bine. Domnul Moloț, de ce la ALDE și nu la PNL? Că dumneavoastră ați fost... Da? Păi, în momentul în care mascații au venit la mine acasă, deja colegii mei, vicepreședinți ca și mine la nivel de țară, de la București, au ieșit acolo și au zis: gata, n-au așteptat să vadă dacă sunt vinovat sau nu sunt vinovat. Moloț nu mai este nimic, sau dezis de Moloț. Fraților, dacă așa ușor vă deziceți, înseamnă că n-am ce să mai caut acolo. Dar cum sunt un liberal și eu nu m-am oprit de a face politică. Chiar dacă v-ați făceam scăpat singur. Acum și a spus o chestie și s-a auzit: dar cum sunt un liberal. Eu sunt un liberal. Și atunci ce căutați ALDE? ALDE e un partid din oameni liberali. Nemulțumiți? Posibil că da. Chiar nu i-am întrebat de ce te-ai înscris. Rupărea din PNL care... Nu cred. Bun, hai să revenim. Nu sunt foarte mulți rupți de acolo. Da. S-au zis și atunci am zis: nu mă mai duc cu căciula să mă primiți înapoi. Uh-huh. Eu am fost și în poziția în care, făcând campanie electorală, vreau să răstoarne mașina sau să ne eliberare. A fost și în poziția când liberalii erau la nivelul lui ALDE acum. Am avut răbdare, am construit, sigur, au durat 20 de ani, dar... Bun, dar vedeți că totul se poate înălui într-o... Sigur, într-o sigur. Clipă. Bun, și după ce a trecut toată povestea, după ce lucrurile s-au așezat, s-au limpezit, eu intrasem la liberali, la ALDE și nou. Indiferent ce s-ar fi întâmplat, indiferent ce propunere ar fi fost. Politica e o femeie frumoasă, ca să nu spun altfel. Intrase la ALDE, ați fost, v-am simțit sincer până acum, acum nu dați politic cu mine că nu ține. Intrase la ALDE, aiurea, nu mai era loc în PNL pentru Moloț? Nu știu. Nici nu mi-a pus problema asta. Deci cu sinceritate. Așa. Și nu mai plec de la ALDE în alt partid. Lor, dacă cine știe, în timp, că eu sunt tânăr, am timp, dacă ALDE se unește cu cineva la un mod serios, da. Dar eu să plec de la ALDE acum, să mă duc la indiferent oricare alt partid, sau în mod deosebit la Partidul Național Liberal, nu voi face. Eu sunt tânăr. Pot să fac... Totul se poate face în politică. Mă cer cu tine până ziua... Și aici aș vrea să fac o precizare. Eu nu am simțit niciodată că unul din celălalt partid este
dușmanul meu de moarte. Era un, pentru mine este un adversar cu care eu sunt în competiție. Păi dacă eu sunt mai bun și mai bine antrenat decât el, câștig, dacă nu, pierd și n-am decât, dacă vreau să câștig, să o iau de la început și să mă antrenez așa cum trebuie, adică să fac organizații, lume. Da. Două afirmații ați făcut care mie îmi plac. Aici ați dat-o și pe glumă și cred că știu ce ați vrut să spuneți. Eu sunt tânăr, am timp. Mă bucur că spuneți lucrul ăsta. Vreau să vă spun că nu știți ce vreau să vă întreb. Nu, dar sunt tânăr, eu simt sunt că tânăr, sunt tânăr. Doamnă. Eu sunt tânăr. Okay. Mă simt tânăr. Sunt numeroase comentarii și voci l-am care văzut. Întreabă, domnule, ce mai trebuie lumea? Ăla are o vârstă, are nepot să-i trăiască, ce se duce să-și vadă liniștit de pensia lui Iaca, cum zicem, de 3.000 de lei, de animale lui, ce mai trebuie, domnule, politică? Domnule, politica n-are vârstă. Când încep și când te retragi. Eu sunt într-o competiție. Eu nu mă dau de pe culoarul meu la o parte ca să vină altul. N-are decât pe lângă mine, pe culoarul de lângă mine sau de la orice distanță, să facă în așa fel încât să mă depășească. Că-i tânăr, că-i de vârsta 15-a, nu mă interesează. Dar chestia asta că chiar mă deranjează într-un fel, dă-te la o parte să vină nu știu cine. Nu mă dau, mă. Singurul uite care... Uite așa de-al naibii, nu? Singur, poftim? Uite așa de-al naibii. Nu, fiindcă eu sunt un luptător. Ok. Și cred în ceea ce fac. Și cred că la ora asta candidez la președinția Consiliului Județean, fiindcă sunt cel mai bun. Îmi place punctul ăsta de vedere. Deci cred că sunt cel mai bun. Nu spun că sunt de acord cu el, dar îmi place cum îl spune. E problema dumneavoastră, da. Și nu trebuie să fiți de acord cu mine. Îmi place cum îl spuneți. Sunt un moderator corect. Care discutați cu toți, repet. Cu toți e foarte candidate. Bine, au fost candidați pe care am întrebat cine va câștiga și au dat un cont. Nu, eu voi câștiga. Așa. Deci eu voi câștiga, fiindcă sunt cel mai bun și am cele mai mari rezultate, am o tolbă în spate. Am și mulți ani, e adevărat, dar am și multe realizări. Eu am spuneam mereu că am metri cubi. Da, eu am metri cubi, nu de bani. De panglici pe care le-am tăiat la investițiile care le-am făcut în județul Nedoara. Și apropo de chestia asta, zice, domnule, mi-a zis cineva pe Facebook că am intrat și eu în lumea, adică fiind tânăr, mă ocup și de chestia și acolo. Mă uit pe Facebook seara la 12:01 noaptea, că mai ziceau niște colegi, bă, tu n-ai somn, ce faci? Da, eu mă culp pe la ora 1, 12:30, 1 întotdeauna și până atunci stau pe Facebook și am mai făcut greșeli că am mai postat și le-am dat drumul. Am comentat și le-am dat drumul la. Și am un serial pe zone cu realizările care le-am făcut și mă întreabă unul la Petroșani, vreau să mi le dați punctual. Și a zis, da. Ce să dați la punctual? Realizările, investițiile. Și a zis, da, domnule, punctual. La și... Petroșani, la altă televiziune? Nu. Pe Facebook, în Cetățean Cor. Ok. Dacă nu discutam cu domnia asta. Și i-am dat punctual? Și am dat punctual. Două persoane. Ha! Din suma aia care era colosală, care era, zice, 70% ori mers în buzunarele cuiva. Altul spune 75%. Două întrebări și chiar poate cineva să creadă că dacă e 10 lei o investiție, tu îl faci cu 2 lei. În fine. Bun, de poate ce... cineva să creadă că dintr-o investiție 2 lei se duc altundeva, dar nu că îl faci cu 2 lei, că există și varianta asta. Eu nu contest, dar nu s-au dus la mine. Și eu n-am fost odată să cer cuiva ceva. Ca să fie foarte... Sunt sigur că nu apare la un moment dat niciunul care zice, băi, mi-a cerut mie când era... Dar de ce nu a apărut acum 6-7 ani de când nu mai sunt președinte, să spună? Păi n-ați mai candidat niciunul. Păi da, am candidat. Președinte de partid. Deci, dacă nu eram președinte de partid, mi-era tare greu să candidez din postura de independent.
birocrația mă omoară, iar da. Eu nu sunt un bun birocrat. Ați mai spus că sunteți un luptător, că politica e așa cum e, că întotdeauna i-ați văzut pe ceilalți din alte partide drept adversari. În momentul și nu dușmani. Și nu dușmani. Asta este un punct, da. Trebuie să spun cumva ca să pot să o spun la televizor. Ați avut meciuri mari cu președintele PSD la un moment dat, cu Laurențiu Nistor, cu domnul Laurențiu Nistor. Acum, nu am avut meciuri, domnule. Acum, dați-mi voi să spun întrebarea. Acum există o alianță PSD, ALDE, posibil și Pro-România. După ce ați avut aceste meciuri, clinciuri, contraziceri, v-ați mai și spovedit unul pe altul cu ghilimele de rigoare. Acum ce faceți în campania asta? Ieșiți cu Laurențiu Nistor de mână? Vă pupați cu el? Păi nu pot să ies cu el să mă pup. Vorba și bine să vă pupați cu el. Mă pot pupa după... că e pandemia, da. Mă pot pupa după ce trece pandemia. Așa. Și după ce trece campania. Până atunci, dacă mi-ați urmărit campaniile mele, niciodată n-am atacat persoanele. Eu m-am văzut de treaba mea, proiecte, eu spun ce am de făcut acum. Nu pot să mă duc cu el pe aceeași scenă, că nici nu se poate din cadrul pandemiei, dar nici nu pot să mergem, nici el cu mine, nici eu cu el, fiindcă suntem doi candidați, suntem doi adversari politici. Doi candidați pe aceeași, pentru același post. Da? El candidează de președinte de... Consiliul Județean la PSD. De la PSD, eu de la... Dacă am fi făcut o alianță în care el să fie sau eu să fiu, n-are importanță, dar să admitem, făceam o alianță ALDE PSD cu Nistor candidat de președinte, vă asigur că eram lângă el peste tot pe unde umbla. Serios? Da. Uitând tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului? Domnul, politica trece prin stomac. Serios? Și voi e foame? Încă nu. Dar îmi va fi, că vine amiazul. V-am arătat cupoanele astea, nu se vedeți câtă pensie am și sunt convins că numai la asta v-ați uitat. V-am arătat cupoanele alea de pensie să vedeți ca ce-a făcut formațiunea PSD-ALDE atâta timp cât a fost la guvernare. Acum subestimați inteligența, eu știam că aici vreți să ajungeți. Păi nu o să subestimeți, v-am dat voie să vă expuneți. Vă rog, dar v-am lăsat pe dumneavoastră să spun. Deci, eu chiar am motive serioase, liberal fiind, să merg alături de PSD într-o competiție. Alături, atenție, nu dușman. Eu acum, că ne-am ales drumurile astea separat, eu n-am treabă cu ei. Dar o să spun acolo unde, fără să pronunț niciun nume și niciun cuvânt, domnule, mie mi se pare că dacă făceam așa, era mult mai corect. Că se simte cineva sau nu se simte, este problema lui. Vinovat pentru că nu merg lucrurile așa cum merg. O să abordăm altă dată. Pentru că, din păcate, nu mai avem ultima dispoziție. Deponeu ecologic sau alte chestii din centru de afaceri, centru industrial și așa mai departe. Proiecte mari care au fost realizate de mine. Avem deja 41 de minute. N-aș intra parcă în subiectele astea, că nu ne mai rămâne timp să le discutăm. Dar vă promit că dacă mă mai invitați, vin și le defalcăm. Începe să vă placă pe fotoliu cu ghimbi. Îmi place și pe fotoliu ghimbi. Am stat mult timp pe mulți ghimbi. Și o să mai stați. Și o să mai stau, așa că nu sunt impresionat. Serios? De chestia cu fotoliu de ghimbi, că m-ar durea. Cu. Nu, mă simt confortabil. În regulă, atunci o nu știu cum aveți ghimbi, cred că aveți foarte mulți ghimbi și atunci fac un strat în da, așa da, fel da. Sau sunteți dumneavoastră... Și asta e adevărat, sunt bătucit. Bătucit, ca bătucit, ca da. Căutam un termen mai adăugat și care să nu sună așa peiorativ. Bun. Dar pe înțelesul tuturor. Da. Domnul Nistor, îmi cer scuze, v-am botezat, vă dau miel de Paște, dar nu cred că vă trebuie că aveți destui. Domnul Morat. Nu, stați, o altă fabuloasă eroare. Domnule, n-am nicio oaie. N-aveți? Nu 1000, 110, hai, una. Domnule, serios? Domnule, n-am și n-am de vreo 10 ani. Cum n-aveți, domnule, voi? Simplu, nu am. Dar ce aveți? Vaci. Așa. Și cai.
Și cai aveți? Da. A, din ăștia se fac bani frumoși. Am 8 cai și m-au înzestat iepele mele, am 3 mânși. Și mai aștept pe una care să... Când vedeți, că soția mea, când am cumpărat primul cal, m-a întrebat ce faci cu el. Și zic, uite, îmi pun scaunul aici, eram la Săcărâmb, îi dau drumul pe în grădină și mă uit cum mănâncă. Mă simt extraordinar. Acum nu. Familia mea are o pensiune, deci mai precis fiii mea la Merișorul de Munte și acolo vrem să le facem echitație. Echitație. Vrem să facem pe turist să se simtă cât mai bine. Avem trăsuri, avem căruțe, avem de toate ca să meargă cu ce vor. Să meargă și cu căruța. De aici mă vine dumneavoastră chestia aia cu Hunedoara județ turistic, să facem... Da, eu cred în ea. Și eu am făcut o facultate, a doua facultate care am făcut-o, am făcut-o în management turistic. Când? Prin 2010, la bătrânețe. Eu auzi. Da? Da, de fiindcă ce? Fiindcă eu cred în ea. Am început-o de mult, am început-o prin 2000, că... am accesat niște fonduri în 2000, atenție, în 2000, atunci la început eram viceprimarul de vedere, nu președintele Consiliului Județean, să facem, deci aveam eu o chestie asta cu pensiune și ca să accesez asta trebuia să fii înscris în, la o facultate de profil sau să ai o diplomă de era profil. Mai simplu. E caz cu fondurile astea. Și cum încă fiii mea nu intrase sau ceva de genul, nu era la facultate, sora mea, care și ea e specializată în turism, era în Italia și nu o puteam folosi aici, am fost obligat să fac chestia asta. Dar, din păcate, am terminat-o și am zis, ce mai trebuie mie facultatea noastră? Licența mi-am dat-o prin 2010. Dar nu înseamnă că am făcut 10 ani de facultate. Dar n-ați făcut-o pe brânză. Poftim? Ați făcut facultatea asta pe brânză. Chiar ați fost la cursuri și... Da, chiar am fost la cursuri, fiindcă cred că observați cel puțin că vorbesc cu multă pasiune și patos despre ideea de turism. Și nu știam de unde vi se trage. Da. Dar nu știam, că eu aș merge mai mult, eu sunt mai pragmatic, că, bine, sunt și mult mai tânăr decât dumneavoastră, zic eu. Nu cred. Vedem. Numai dacă ne luăm la întrecere, știu, să fugim de la Transilvania până la primărie, amândoi, vedem distanța care e între noi doi și atunci ne dăm seama cât suntem de tineri. Da, facem o compromolot versus Simon. Interesant ar fi să adună jumătate de deva și o facem și electorală până la urmă. Ideea este următoare. Eu sunt în continuare pentru investiții care să creeze locuri de muncă și așa mai departe, dar și chiar am făcut mișto de dumneavoastră și recunosc lucrul ăsta într-o revistă a presei. Cred că știți despre ce este vorba. Am văzut-o și de-abia am așteptat să mă invitați în emisiune. Așa. Din păcate, astăzi nu mai avem timp să discutăm despre acel lucru. V-am întrebat atunci ce ați fumat. V-am spus că sunt tânăr și am timp. Da, aveți timp. Pentru că propuneați, și este adevărat că eu n-am fost atent, nu ați propus, ci ați propus dezbaterii publice, ceea ce este... Tot ce am făcut acolo, n-am spus că asta vreau să fac. Vreau să aud populația ce părere are despre proiectul ăsta. Din nefericire, 5, 6, 10, în loc să vină cu idei, să spună ceva, vine, bă, ticălosule, bă, jigodie, bă, bine, bătrâne, nici ticălos, eu nu nici mă refer la cei care sunt pe Facebook. Îmi dau seama cu cine am de-a face, vă dau seama că nu le răspund. Pe unii am blocat ca să nu mă mai, să mănânce și să mâncarce. Nu i-am pentru asta. Dar nu pierd timpul cu ei. Acum am început să nu mai citesc, să nu mă mai uit. Adică, dom'le, chiar vreau o dezbatere. Noi tot vorbim de dezbatere și se oprește la această inițiativă de vorbă. Nu-l vezi pe unul, chiar pe Facebook, sau să mă contacteze, să zică, domnul Moloț, sigur că nu avem timp să stăm... Dezbatere înseamnă argumente, domnul Moloț. Ei, și atunci n-au.
Dom'le, o dezbatere înseamnă într-adevăr argumente. Tu vii cu ale tale, tu cu ale tale, tu cu ale tale și eu ca profesor de matematică împreună, zic aici, găsim numitorul comun, adică cei mai buni pentru noi. Din toate astea. Eu sau noi toți, că împreună trebuie să rezolvăm. Eu nu mă refer la mine. Am înțeles. Nu mă refer la mine, mă refer la cei cu care aș putea avea o discuție pe această temă. Sau să vină cu o altă propunere. Preferă să jignească. Sunt tăbăcit. Ce să le spun, bă, copii? Bun. Ce să mai spunem? A trecut timpul. Chiar l-am depășit puțin. Vă mulțumesc. Chiar îmi pare rău. Vă mulțumesc. De-abia m-am încălzit, în sinceritate. Și eu. O să vă mai invit cu siguranță și altă dată, dacă mai acceptați să veniți. Mulțumesc mult. Mircea Ioan Moloț, președinte ALDE, era să spun altceva, dar poate aveam gură de aur, cine știe. Președinte ALDE Hunedoara a fost invitat la fotoliu cu GIMP. Încă o dată mulțumim pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV. Numai bine.